care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru, și care va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor slugă. Preacuvioși, părinți și frați, iubiți credincioși, în aceste puține cuvinte, Mântuitorul Hristos ne arată că smerenia trebuie să fie legătura, să fie Duhul ce străbate adevărata viețuire creștină. Cea din tâi și cea mai desăvârșită pildă spre aceasta ne este însuși Iisus Domnul, care Dumnezeu fiind, nu răpirea a socotit a fi El întocmai cu Dumnezeu, ci s-a deșertat pe sine chip de rob luând și s-a întrupat și a viețuit pe pământ, nu ca să îi se slujească, ci ca El să slujească, să-și dea sufletul răscumpărare pentru mulți. Dar să vedem din Sfânta Evanghelie ce anume l-a determinat pe Iisus Domnul să rostească aceste cuvinte. Pericopa ce s-a citit astăzi începe cu o nouă vestire a celor ce aveau să se întâmple cu Fiul Omului, despre patima, moartea și învierea sa. Când citim Sfintele Evanghelii, aflăm că de trei ori și în trei împrejurări diferite, Iisus Hristos îi previne pe ucenicii săi despre inevitabila împlinire a patimilor și a morții sale. Dar cum au primit ucenicii această veste și ce au înțeles ei din cele destăinuite de Stăpânul? Când le-a vorbit prima dată despre apropiata sa patimă, Iisus Hristos era cu ucenicii săi în trecere prin Cezarea lui Filip. El le-a spus că Fiul Omului trebuie să pătimească multe, să le fie lepădat de bătrâni, de căpeteniile preoților și de cărturari și să fie omorât, iar la treia zi să învieze. Atunci Petru s-a împotrivit și a zis: fii milostiv, Doamne, cu tine însuți, să nu se întâmple una ca aceasta. Dar Iisus îl mustră zicând: mergi înapoi a mea, Satană, tu mi-ești minteală, căci nu cugeți cele dumnezeiești, ci cele omenești. Era limpede că Petru și poate și ceilalți ucenici nu înțeleseseră rostul și taina patimilor lui Hristos. Și ca să-i învețe și ca să știe ce aveau de făcut, Iisus le spune: cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Cu alte cuvinte, drumul spre împărăția cerurilor este aspru, cu poticneli, cu căderi, dar și cu suișuri izbăvitoare. La puține zile după acestea, când ceata apostolilor trecea prin Galileea, Iisus le-a vorbit din nou despre patimă și moartea sa. El zice: Fiul Omului va fi dat pe mâna oamenilor și îl va omorî, dar a treia zi va învia. Ucenicii nu pricepeau aceste vorbe și se temeau să-l întrebe, să le tâlcuiască, să le spună exact cele ce aveau să se întâmple. Dar mergând pe cale, cugetau în sine: cine va fi mai mare între ei? Iisus îți veștește patimile și moartea, iar ucenicii sunt frământați de gândul întâietății. Văzând cugetul inimilor, Iisus i-a luat deoparte și le-a zis:
De vrea cineva să fie întâi, să fie cel mai de pe urmă dintre toți, să fie sluga tuturor. Și ca să consfințească acest adevăr, Iisus a luat în brațe un prunc și a zis: cine primește pe pruncul acesta în numele meu, pe mine mă primește, căci cel ce este mai mic între voi toți, acela va fi cel mai mare. Le vorbește ucenicilor Iisus Hristos despre aceste fapte ce aveau să se întâmple, despre patima și suferința sa, despre moarte, dar și despre înviere, pentru că ucenicii, așa cum era și firesc poate, nu voiau să se întâmple acest lucru și chiar doreau să-l dea uitării. Dar Hristos le amintește des, pentru ca ei, obișnuindu-se cu acest gând, să nu fie întristați, să nu fie luați pe nepregătite și astfel să fie zdrobiți de durere. Vestirea patimilor nu o face deodată, ci pe măsură ce ucenicii, văzând faptele și minunile săvârșite de Mântuitorul, s-au întărit în credința în dumnezeirea Lui. Ucenicii însă erau oameni nepucincioși încă, nu puteau să pătrundă cu mintea taina mântuirii. Înțeleseseră că Hristos are să moară, mai departe nu puteau merge. Văzuseră oameni morți și au fost înviați, dar nu mai văzuseră ca un om să se învieze pe sine însuși și să nu mai moară. Ce rost ar mai avea atunci moartea sa? De aceea ne spune Evanghelia că ucenicii mergeau după Iisus și se temeau. Când se gândeau la minunile ce le-a făcut, la îndrăciții pe care i-a vindecat, la morții înviați și la toate celelalte fapte minunate, și apoi auzeau că El trebuie să fie batjocorit, scuipat, biciuit, se spăimântau și ferește se întrebau: cum poate să sufere toate acestea Cel ce a făcut asemenea minuni? Vor pătrunde această taină abia după ce se vor întări de sus cu Duhul Sfânt în ziua cinzecimii. Că erau încă pământești, că mai cugetau cele lumești, să vedeți din cele relatate în Evanghelia ce am auzit-o astăzi. Când se apropiau zilele luării Lui din lumea aceasta, Iisus Hristos s-a hotărât să urce la Ierusalim. Pe cale, doi dintre ucenici, doi dintre cei mai apropiați apostoli, Ioan și fratele său Iacob, au venit la Iisus și i-au zis: dă-ne nouă să ședem unul de-a dreapta ta și altul de-a stânga ta într-o slava ta. De unde le-a venit lor gândul acesta și pentru ce au făcut această cerere, ne spune Sfântul Evanghelist Luca. Pentru că erau aproape de Ierusalim și li se părea că îndată are să se arate împărăția lui Dumnezeu. Credeau că împărăția lui Dumnezeu este o împărăție pământească și socoteau că dacă li se va împlini cererea, vor scăpa de supărări și de necazuri. Iată, iubiți credincioși, ce face mândria, cât de neputincioasă este firea omenească. Parcă nici n-au auzit ce le-a spus Iisus Hristos despre patima sa, parcă au avut urechi de auzit numai despre slavă. Nu le pasă de suferința ce stă să cadă asupra prietenului și Domnului lor, ci vor să se asigure de pe acum parte din slava ce va fi plătită
cu înjosire, cu sudoare, cu bătăi și cu moarte. Nu vor să împartă cu El durerea, ci numai bucuria. Dar cum să le căutăm vină acestor doi frați? Frați după trup, dar și frații ai noștri. Purtarea lor nu arată nimic altceva decât adânca stricăciunii a firii omenești. Iacob și Ioan caută slava fără suferință. Dar oare nu după asta umblă toți urmașii lui Adam? Domnul nu a vorbit niciodată despre slava sa fără să pomenească și suferința ce avea să-i premeargă. Apostolii însă, la fel ca toți oamenii, vor să sară peste durere, să intre de-a dreptul în odihnă. Și până astăzi, oamenii neinițiați în taina suferinței lui Hristos nu înțeleg legătura dintre viață și suferință, dintre durere și odihnă. Ei caută mereu să le despartă pe acestea, așa cum au vrut să facă și Ioan și Iacov, și astfel și-au vădit slăbiciune. Slăbiciune care, așa cum am spus, este a întregului neam omenesc. Domnul care a venit ca doctor și izvor al tămăduirilor tuturor, ne descoperă slăbiciunea ucenicilor săi pentru ca prin ei să poată fi tămăduit tot neamul omenesc. Deci, Hristos, știind care este împărăția cerurilor și care este calea ce duce spre aceasta, îi întreabă pe Sfinții Apostoli: puteți să beți paharul pe care îl beau eu sau să vă botezați cu botezul cu care eu mă voi boteza? Nu știm dacă cei doi apostoli au înțeles că Mântuitorul le vorbea despre patima și moartea sa, pe care le numește botez, pentru că prin ele se va curăți întreaga lume de păcat. Nu știm dacă au înțeles, dar au răspuns imediat: putem. Atunci Hristos le-a spus: paharul meu îl veți bea și botezul cu care eu mă botez, vă veți boteza. Cu alte cuvinte, veți fi învredniciți de mucenicie, veți suferi și vă veți sfârși viața în moarte silnică. Și cu adevărat s-au împlinit toate acestea, pentru că toți apostolii au murit de moarte martirică. Între ei, Sfântul Apostol Iacob a fost ucis de Irod, iar Apostolul Ioan a murit în insula Patmos, unde era surghiunit din porunca împăratului Diocletian. Dar chiar dacă vom pătimi toate acestea, Hristos le spune ucenicilor: aședea de-a dreapta mea sau de-a stânga mea nu este al meu a da, ci celor pentru care s-a pregătit. Îi îndeamnă așadar pe Sfinții Apostoli să-și pună nădejdea mântuirii și a izbăvirii întâi în harul lui Dumnezeu și apoi în faptele lor cele bune. Ne întrebăm poate cum se împacă aceste cuvinte: nu este al meu a da, cu ceea ce știm despre Hristos, că El va fi judecătorul celor vii și a celor morți, că El va trimite pe unii la osândă, iar pe alții îi va rândui de-a dreapta sa. Domnul, smerindu-se, spune că nu este al meu a da. Numai după ce va învia și se va înălța la cer, va fi judecătorul. Până atunci este încă în trup muritor, neslăvit, în starea umilă de slujitor al tuturor. Ca om, El nu iscodește ce este al Său ca Dumnezeu. Abia după ce a băut paharul cel amar
Și după ce s-a botezat cu botezul sângelui, răstignit fiind, cu teaza a făgăduit tâlharului ce s-a căit împărăția cerurilor. Iar după ce a înviat și s-a proslăvit în trup, după ce a biruit pe Satana, lumea și moartea, a spus ucenicilor, dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Acestea toate arată de asemenea și înțeleapta și a tot pătrunzătoarea grijă a Domnului în economia mântuirii. El a vrut să arate că nu părtinește pe nimeni. După cum spune Sfântul Apostol Pavel, căci nu este părtinire la Dumnezeu. Deci apostolii, în ceea ce privește mântuirea, nu trebuie să se bizuie doar pe chemarea lor la apostolie. Împărăția stă pregătită pentru cei care se fac vrednici de dânsa în această viață, nu pe temeiul simplei chemări sau apărute apropieri de Hristos, sau al vreunei legături de rudenie cu Hristos, cum erau acești doi frați, Ioan și Iacov. Smerenie până la lepădare de sine și dragoste până la moarte sunt cele două învățături pe care Domnul a căutat să le așeze în inimile ucenicilor săi, dezrădăcinând din ei buruiala mândriei, a egoismului și a invidiei. Că ceilalți 10 apostoli, auzind de cererea lui Iacob și a lui Ioan, au început asemânia, de ce să fie Iacob și Ioan mai presus decât noi. Prin supărarea lor și prin invidia pe care o arătau, apostolii se dovedesc că nu pricep nici ei mai mult decât ceilalți doi frați. Și pentru că apostolii erau tulburați, Domnul îi îmbunează, chemându-i și luându-i alături de el înainte de a le vorbi. Apoi îi mustră pentru a le tămădui boala și unora și altora și le spune: ocârmuitorii neamurilor domnesc peste ele și cei mari le stăpânesc. Între voi nu trebuie să fie așa, ci care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al vostru, și care va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor slugă. Iată ceva cu totul nou, ceva ce nu s-a mai auzit în toată lumea înainte de Hristos. Domnul schimbă toate rânduielile lumești. El pune slujirea drept măsură a întâietății între cei ce cred în El. Nu pe cel pe care ochii îl văd mai sus, ci pe cel pe care inimile îl simt mai bun, acela e întâiul. Chemarea și cinul sunt forme goale, dacă nu se umplu cu adevărată slujire a semenilor în numele Lui Hristos. Cine se ține în vârf prin forță, e prost așezat. Când cade, prăbușirea lui e mare. Cine își cumpără rangul, își va lua cinste de pe buzele oamenilor, dar în inimile lor vor fi disprețuiți. Dar între voi nu trebuie să fie așa, poruncește Domnul. Voi sunteți fii ai luminii. Între voi trebuie să domnească dragostea și nu puterea. Cine slujește fraților cu dragoste, acela e primul înaintea lui Dumnezeu și a lui va fi întâietatea și în veacul de acum și în cel ce va să fie. Asupra dragostei, moartea nu are putere, nici asupra ceea ce este făcut din dragoste. Cine ajunge să fie primul prin dragoste în această viață, va fi primul și în viața ce va să fie. Unde domnește dragostea, îl poți vedea pe Dumnezeu, cel ascuns în poruncile sale. Iar ca această învățătură nu este o utopie, nu este un vis de neîmplinit,
o arată cuvintele lui Hristos de la sfârșitul Evangheliei de astăzi. Fiul omului n-a venit ca să îi se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Mântuitorul a împlinit această poruncă a slujirii toată viața lui pe pământ. A împlinit-o prin naștere și prin moartea sa. Și după înviere, prin neîncetata sa lucrare plină de dragoste pentru binele oamenilor în Duhul Sfânt. Iubiți credincioși, cel care se înalță pe sine se va smeri, iar cel care se smerește se va înălța, ne spune Sfânta Evanghelie. Aceasta este înălțarea cea bună și adevărată, care nu stă numai în nume. Înălțimea pe care o dă smerenia te face asemenea cu Dumnezeu. Pe sfinți, pentru aceasta îi admirăm și îi cinstim, pentru că se smereau mai mult decât toți, deși lumea nu era vrednică de ei. Cel smerit nu-i stăpânit de nicio patimă. Pe el nu-l poate supăra mânia, nici dragostea de slavă, nici gelozia, nici invidia. Ce poate fi mai înalt decât un suflet lipsit de toate aceste păcate? Știind că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har, să ne smerim și noi dacă vrem să înaintăm în fapte bune. Nimic nu urăște Dumnezeu mai mult decât mândria. De aceea, de la început, Dumnezeu a făcut toate pentru a dezrădăcina acest păcat din om. De aceea am ajuns muritori înconjurați de scârbe și de dureri. De aceea suntem în ostenel și în trude. Cel dintâi om, nădăjduind să ajungă egal cu Dumnezeu, nu a mai avut nici ceea ce avea. Așa este mândria. Ea nu numai că nu adaugă nimic bun, dar ne lipsește și de ceea ce avem. Și ca o pildă de smerenie, unită cu altă virtute, cu pocăința, ne este pusă înainte astăzi viața cuvioasei Maria Egiptanca, în această a cincea duminică a Apostolului Mare. Dacă în duminica trecută am admirat icoana viețuirii călugărești și a celor care merg spre mântuire cu hotărâre, fără de abatere, de la calea cea dreaptă, urcând ca pe o scară fiecare faptă bună, astăzi, pilda cuvioasei Maria ne arată pe cei care rătăcesc sau se abat de la calea mântuirii, acelor ce călătoresc cu poticniri și cu căderi, dar care prin pocăință se pot întoarce și se pot ridica la treapta sfințeniei. Viața cuvioasei Maria Egipteanca, pe care probabil mulți dintre dumneavoastră ați citit-o sau ați auzit, vorbindu-se despre ea, este mult folositoare pentru noi toți. De aceea a și fost aleasă spre a fi pomenită în această duminică a Apostolului Mare. Pe scurt, viața cuvioasei, așa cum a fost povestită ea de către cuvioasa Maria Egipteanca, cuviosului Zosima, și care mai târziu a fost pusă în scris de Patriarhul Sofronie al Ierusalimului, este aceasta. Născută pe la anul 340 în Alexandria Egiptului, cuvioasa Maria, încă de tinerețe, a căzut pradă păcatelor, sau mai bine zis,
a fost cucerită de păcat, pentru că așa cum însă Sfânta povestea, nu găsea mai mare plăcere decât a săvârși păcatul. Și aceasta nu o zi sau două, ci 17 ani întregi. Dar bunul Dumnezeu, care voiește ca toți oamenii să se mântuiască, a pregătit și pentru ea un drum al Damascului. Nu l-a văzut pe Mântuitorul Iisus Hristos, așa cum l-a văzut Apostolul Pavel, dar i-a cunoscut puterea atunci când, fiind ea la Ierusalim, a vrut să se închine cinstitei cruci. Și o putere nevăzută o oprea. Și a îndreptat atunci ochii spre icoana Maicii Domnului și și-a recunoscut vina și a simțit păcătoșenia și a făgăduit că dacă o va lăsa să se închine lemnului cinstitei cruci, va pune capăt păcatului. Și într-adevăr, Dumnezeu, care vede inimile noastre, inimile tuturor, prin mijlocirile Maicii sale, a împlinit această dorință a cuvioasei și ea s-a închinat lemnului crucii, iar mai apoi, cu grăbire, s-a pornit a-și împlini făgăduința de a nu mai săvârși păcatul și a trăi doar pentru Dumnezeu. A trecut Iordanul și acolo în pustie a trăit timp de 47 de ani. Luptele pe care le-a dus și numeroasele osteneli pe care le-a săvârșit sunt pomenite în viața ei. Abia la sfârșitul vieții, tot prin rânduiala lui Dumnezeu, l-a întâlnit pe cuviosul Zosima, căruia i-a povestit viața, i s-a spovedit, și apoi a cerut ca anul următor să vină din nou și să o împărtășească. Și așa s-a împlinit, iar cuvioasa și-a dat obștescul sfârșit. Prin două lucruri ne uimește cuvioasa. Hotărârea de a începe o viață nouă, virtuoasă, și ruperea desăvârșită a păcatului. Urmând pilda vieții sale, să ieșim din Egiptul plăcerilor, să mergem la Ierusalim, să luăm crucea, să trecem Iordanul și să ne sălășluim în pustie. Să ne oprim de la păcat cu hotărârea de neschimbat de a face voia lui Dumnezeu. Să ne rugăm și noi, cum se ruga fericitul Augustin: Doamne, ajută-mi să te iubesc așa cum mai înainte am iubit păcatul. Rău lucru este să nu alegi de la început binele, dar mai mare e răul când nici măcar nu vrei să te schimbi. Și iată-ne în această perioadă a apostolului, când toți ne sârguim și ne dorim să împlinim faptele bune pentru a ne apropia mai mult de Dumnezeu. Dar să știm, iubiți credincioși, că toate ale noastre, toate ostenelile noastre, nu sunt altceva decât o mulțumire pe care o aducem bunului Dumnezeu, cel care în dar ne-a mântuit. Cum spune Sfântul Efrem Sirul, răsplata este pentru smerenie și nu pentru fapte,
Căci faptele noastre sunt ca o cârpă lepădată, sunt nimic. Înaintea a tot puterniciei și a tot bunătății lui Dumnezeu, care se arată mai ales la sfârșitul acestui post, în săptămâna mare. Ne străduim, dar, prin post, prin rugăciune, prin Sfânta Împărtășanie, să ne apropiem de Dumnezeu și să înțelegem mai mult ce anume a făcut El pentru noi. Cât de mare este dragostea Lui pentru noi, pe de o parte, și cât de mare este neputința noastră și slăbiciunea noastră. Pe cruce se întâlnesc mai ales aceste două, bunătatea lui Dumnezeu și răutatea oamenilor. Căci Hristos a venit ca să ne mântuiască, iar oamenii l-au răstignit. La acestea să cugetăm și cu acest gând să mergem în fața duhovnicului. Nu ne spovedim preotului, ci ne spovedim lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne comparăm dacă suntem mai buni decât ceilalți, nici dacă noi suntem mai buni sau nu decât anul trecut sau săptămâna trecută. Pentru că avem un Dumnezeu, cum am spus, atot bun și atot puternic. Un Dumnezeu care nu stă să numere păcatele noastre, ci se bucură de fiecare ridicare a noastră din păcat. Iar fiecare din aceste ridicări nu este altceva decât o mărturisire a noastră a faptului că îl iubim și că dorim să fim alături de El. Din atâtea pilde să înțelegem, iubiți credincioși, că niciun păcătos nu trebuie să deslădăjduiască și niciun om cu fapte bune nu trebuie să dormiteze. Cel păcătos, când se întoarce cu dragoste la Dumnezeu, Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de faptele cele rele ale noastre, ci ne așteaptă și ne iubește. El, Domnul Hristos, slujitorul tuturor, ni se face și îndemn și cale și se bucură de mântuirea noastră în veci. Amin.